Problema următoare. Constituirea unui mod umanist veritabil, durabil, larg acceptabil și substanțial, nu poate în fond să înflorească sub semnul unei poziții antagonistice față de modernitate și postmodernitate. Adică la modul și în discurs de tip binar. În plus, un nou umanism global trebuie neapărat să crească lent, organic, de jos în sus, iar nu să fie impus de sus în jos. În sfârșit, pentru mine cel puțin, și sper eu și pentru alții, este extrem de important ca direcțiile de reacție la elanul vehement al istoriei, iarăși cu măsura care putem distinge un astfel de flux, să aibă o direcție laterală. De fapt, aș dori chiar să descriu propunerea mea drept soluție laterală. Ce înțelegem cu soluție laterală? Răspunsul este, înțelegem o familie de activități predicate pe tensiuni, colaborări, relații dialectice cu orientări dominante ale unei perioade istorice date. Dar ar mai fi interesant să studiem în amănunțime cum se vor fi comportat alte umanisme. Dacă ele au sprijinit societățile contemporane lor, dacă au avut tendința să le modifice, să le dea o educație, să intre în dispută cu direcțiile, intențiile sau instituțiile respectivelor societăți. Cum spun, lipsesc aici dimensiune cantitative ale umanismelor și, cu riscul de a fi ignorant, trebuie să spun că nu le-am găsit niciunul. Poate că există studii și examinări în aceste direcții, dar nu sunt mie cunoscute. Adică lucruri în felul următor. Cât de adânc merge un ideal umanist? Se limitează acesta la anume elite sociale și intelectuale sau îmbrățișat sau măcar cunoscut de o societate în ansamblu ei sau măcar de pături largi ale acesteia? Tot astfel, cum se constituie un umanism? Cine anume propune? Un autor? Mai mulți? Este procesul de construire spontan sau deliberat? Odată constituit, dobândește un statut instituțional, se predă în școli sau se difuzează indirect, devine de la sine înțeles, dar zicem așa, cum dispare